Bună seara! Recent s-au împlinit 21 de ani de la dispariția lui Ion Rațiu, un membru fondator al PNCCD, un dizident român din exilul românesc. Cu această ocazie ne-am propus să facem o scurtă rememorare a activității sale, atât din dizidență din exilul românesc, cât și din perioada de după 1989, cea mai potrivită persoană cu care putem discuta din orașul Buhuș și care a fost foarte mulți ani aproape domnului Ion Rațiu, este buhușanul nostru Sandu Popereznic. Bună seara, domnule Popereznic. Bună seara. Și bine v-am găsit. Vă mulțumesc, bună seara și sunt încântat să-mi las acest interviu. Această discuție, această rememorare a lui Ion Rațiu are rolul de a prezenta generațiilor care nu sunt familiarizate cu exilul românesc, cu activitatea împotriva regimului comunist, cu democrația autentică a unei mari personalități politice românești, acelui care a fost denumit cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut. Din păcate, nu l-a avut, pentru că în 1990, când a candidat Ion Rațiu prima dată la președinție, românii nu l-au înțeles și l-au luat în batjocură, mă rog, o să discutăm la momentul oportun despre această chestiune. Aș vrea mai întâi, domnule Popereznic, să-mi spuneți cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Ion Rațiu, în ce circunstanțe v-ați cunoscut cu dânsul. Da. În 75 am emigrat în Anglia, când am cerut azil politic. Și l-am cunoscut după vreun an jumate, foarte, foarte vag. Am întâlnit, m-a întrebat ce faci, de unde ești, nu știu, de Moldova. Moldovenii de ăștia au dat cei mai mari oameni ai României și nu știu ce, mari personalități. Păi ne-am mai văzut așa, dar foarte rar, pentru că eu eram cu nou venit. Prieten. Poftim? Nou venit. Da, dar eram nou venit, nu vorbeai limba. Majoritatea care erau veniți de la timpul după război imediat sau din timpul războiului. Și erau foarte puțini ca mine care veneau 3-4 ani. În 78 mi-a venit, am reușit să scot soția și băiatul afară din țară după 3 ani și asta a fost în martie 78 și atunci mi-aduc aminte că domnul Rațiu a protestat și a fost arestat o noapte pentru că a făcut scandal în fața unui hotel unde era cazat Ceaușescu cu Ceaușeasca și după care în septembrie 78 prin câțiva prieteni care au spus, Sandule, trebuie să vii și tu în organizație cu noi, erau veniți cu cât bani înaintea mea în Anglia, au spus, tu ești o persoană care ești bătăioasă și trebuie neapărat să fii cu noi în organizație. Și așa am ajuns și am intrat într-un cadru de oameni foarte, niște personalități toți, care au fost fondatorii organizației ACARDA, care era președinte domnul Rațiu. Și în septembrie 78 l-am cunoscut prima dată. Și după aia aveam lunar ședințe. În asociația ACARDA. Da. Și mai făceam demonstrații, ne alăturam demonstrațiilor polonezilor, cehilor, care eram rușilor. La demonstrații anticomuniste, regimurile comuniste din țările respective. Până și autoritățile engleze știa că organizația ACARDA este o organizație anticomunistă, dar noi spuneam că e o organizație culturală, așa era înregistrată. Ei închideau ochii pentru că nici ei nu suportau comunismul oricum. Așa. Care ar fi rolul lui Ion Rațiu în diaspora românească? Mai ales că diaspora era destul de numeroasă la Londra, Paris, New York. La Londra nu era foarte numeroasă. Sau erau foarte mulți care nu se afișau deloc, nu apăreau pe nicăieri români. La Paris, da, erau trei organizații, la
Madrid, la Barcelona, aproape în toată Europa. În Germania erau foarte multe, pentru că erau etnici germani, care ei se aveau rude în România. Da, da, ei s-au dus, s-au emigrat în Germania, dar ei se simțeau români și totdeauna la toate petreceri românești. Până și la noi, la Londra, unde se organizau diferite petreceri, cu ocazia 24 ianuarie, 1 decembrie, 8 mai și asta, veneau și evrei care nu se simțeau deloc evrei, se simțeau români. Știi, e interesant treaba asta. Dar domnul Rațiu, ca să revin la treaba asta, a avut un rol foarte important, că el era organizatorul, cu oameni care avea în jurul lui, și era omul care subvenționa cam tot ce era de subvenționat cu diferite organizări care se făceau. Suporta probabil că financiar cheltuielele, eu știu un dineu. Anumite treburi nu erau foarte costisitoare, că fiecare puneam câte puțin. Problema era influența care avea el și conexiile care le avea și în Anglia și în America. Deja la nivelul anilor 78, dânsul era foarte bine cunoscut la Londra, în Anglia. El a avut norocul că la Cambridge, unde a făcut el universitate, acolo a făcut cu niște tineri, unde s-a cunoscut și soția dânsului, a cunoscut niște tineri care proveneau din familie Sir X, Lord Cutare, asta el a avut, ăștia au fost prietenii lui. Și el, fiind un intelectual desăvârșit, automat a avut ceva în comun cu oamenii ăștia. Și el totdeauna a fost pedant, îmbrăcat elegant, totdeauna a avut ceva stofă în el, nu... De altfel, Ion Rațiu provine și dintr-o familie de intelectuali, da, din Transilvania, cu vechi rădăcini. Da, erau socotiți nobili, pentru că toți erau avocați. Din tatăl, fiul, bunici, toți erau avocați. Da. Străbunicul lui Ion Rațiu a fost deputat din partea Transilvania la senatul de la... În Parlamentul de la Budapesta și critica acolo la ei acasă. Exact, exact. Ați pomenit de demonstrațiile pe care la care participa Ion Rațiu în 1978, când venise Ceaușescu la Londra. Cum știu că atunci Ion Rațiu fusese chiar arestat, pentru că făcuse o demonstrație în fața hotelului unde se dădea recepția în ora lui. Dacă mai țineți minte ceva de atunci? Da. N-a fost, cum se spun, o violență sau asta. A fost o demonstrație pașnică, cu vorbe dure împotriva comunismului, care îngenunchease România. Și autoritățile și engleze, pentru că aveau și ei un interes, să făceau o mare afacere între Anglia și România, vânzându-i niște avioane care erau deja depăsite 20 de ani vechi și le producea românii la București. Se numea BAC 111. Da. Da. Și era o afacere de 300 de milioane de lire și aici a participat inclusiv regina, pentru că a ajutat economia unui stat să facă anumite compromisuri. Știți? Și aici domnul Rațiu a intervenit foarte dur și pe lângă el era Horia Georgescu, un fost mare jurnalist și diplomat, era Leonard Kishin, un evreu român care provenea dintr-o familie foarte aleasă în România, așa, era de legătut la Brăila și a avut un rol foarte important în al doilea război mondial, a fost consul principal la Istanbul, unde era toată mișcarea asta de spionaj și ăștia toți au... În orice caz, a fost o demonstrație, cred că vreo 30-40 de persoane, mulți nu aveau curajul să ducă. Și Rațiu, care a protestat cel mai mult, a fost arestat până a doua zi dimineața, până s-a liniștit lucrurile, după aia a dat, nu l-a amendat, nu nimic. Da, am înțeles. Știu că Ion Rațiu s-a văzut cu foarte multe personalități din politica țărilor vestice, precum Nixon, precum Margaret Thatcher, eu știu, chiar și cu regele Mihai. Aici sunt niște fotografii pe masă. Dacă vreți să ne le prezentați și să discutăm puțin. Uite, aici este cu Richard Nixon. L-a cunoscut înainte de a fi președinte.
Da. Când era, mi se pare că era guvernator de Alabama sau așa ceva. E, da. Așa. Și, bineînțeles, toate tranzacțiile astea se făceau. Prieteni de-ai lui Lordul Cutare, Bernard Brain, Cutare, aveau conexii cu senatorul din Senatul American, cu știi cine era guvernatorul unui stat. Și toți ăștia aveau influență și se cunoșteau între ei, făceau parte din același partid. Și automat îi făcea intrările domnului Rațiu ca să-l primească oficial, să aibă așa. Eu am văzut, am citit corespondențe între domnul Rațiu și Nixon. Chiar lui Nixon a reproșat că s-a dus în vizită în România. Vizita lui Nixon în România, da, a fost în 1969, da, iar imaginea pe care noi o prezentăm și o să apară și, da, pe ecran, este din 1958, da, în care Ion Rațiu, în calitate de președinte al Federației Internaționale a Gazetarilor Liberi, organiza la Washington o expoziție de caricaturi politice. Da. Se numea The Great Challenge. Aici, da, Nixon a venit, s-a întâlnit prima oară cu Rațiu, da, și de aici ei și-au păstrat prietenia, da, între cei, da, doi și au, da, păstrat legătura. Da. În legătură cu relațiile lui Ion Rațiu cu Casa Regală a României, cu regele Mihai, care era în Elveția. Da. Știu că în anii 85-86 făceau tot fel de întruniri, tot felul de vizite. Da, dacă, da, știți ceva despre... Da. Domnul Rațiu au avut totdeauna o relație foarte bună cu regele și totdeauna l-a respectat. A spus, cea mai bună administrare a fost pe timpul egalității în România. Da. Și avem și aici o imagine, da, dacă, da, vreți să arătați. Este acolo sub treaba aia. Da. Dar ce vreau să... Domnul Rațiu... Și aici mai avem... L-avem aici. Exact. Da. Aici e cu regina. Și sunt mai mulți care cum s-au băgat în față. Și aici, la aici e Margareta, vezi? Da, principesa Margareta, regine, da, exact. Margareta. Și aici iarăși de la o manifestare cu regele. Aici știu unde trebuie să fie. Îți spun, am fost în sala asta, e la Frankfurt. În 86, da, domnul, exact, Rațiu a organizat-o și cu un medic. Imaginea era, negru, da. Da, și a organizat-o la Frankfurt, unde s-au strâns în jur de vreo 300 de români din toată lumea. Eu pentru prima dată am plâns și am văzut oameni bătrâni plângând când l-a văzut pe rege. Ei practic erau, da, vechi monarhiști, exact, vechi regalești. Exact. Da. Și Rațiu a spus, monarhia ar stabiliza România foarte precis, pentru că conexiile care le are regele a demonstrat-o când a fost aici. Într-o luni de zile a făcut, cum se spune, a făcut praf toată gașca asta care totdeauna era împotriva regelui, s-a dus și a vorbit cu toate casele regale și cine nu l-a primit pe regele Mihai. Regele era foarte bine văzut. Da. Chiar da, dacă fusese expulzat, da, din România, da, da, avea multe, da, multe treceri, da, în toate... El a rămas român, putea să spună oricine că l-a expulzat. El era născut în România și România au semnat în anii 52, mi se pare că între 47 și 52 au semnat niște tratate la Helsinki în care ești născut în țara respectivă, nu te poate, nu-ți poate lua cetățenia, nu se poate deporta, nu, știi, dar ei au făcut abuzurile astea. Da, au, practic, da, au încălcat drepturile omului, da, și atunci... Da. Și mai mult, domnul Rațiu și-a luat o casă foarte aproape de regele Mihai, unde avea aia, și îl vizita, bineînțeles, cu protocol, îl suna în timp, cine avea ca secretar acolo îi făcea în funcție de cum avea regele timp și se ducea și stăteau de vorbă pentru cauza României. Doar asta era la ei politica. Regele nu se băga în politică anticomunistă. Bineînțeles că nu înghițea deloc pe comuniști, că ei l-au deportat, dar el avea o anumită decență, că în general regalitatea nu încearcă să politizeze anumite lucruri. Este adevărat, dar totuși regele, din câte știm din documentele, din jurnalul lui Ion Rațiu, ținând legătura cu Ion Rațiu și Ion Rațiu fiind, ca să spun așa, un fel de coordonator al exilaților români, practic ei făceau toate demersurile pentru câștigarea drepturilor omului în România, da, pentru, chiar și pentru înlăturarea regimului comunist, da, de acolo, da, pentru că trebuie spus că totuși regele și-ar fi dorit mult să fie repus în funcția sa de monarh al României, astfel încât istoria să continue firesc. Da.
Avem aici o imagine cu regele și cu Ion Ratiu, în care apare și o și un aici. Mesaj în limba franceză împotriva regimului comunist. Aici a fost dacă vreți să arătați. Da. Aici cred că a fost o manifestație care s-a desfășurat în Franța. Eu n-am fost atunci acolo. Nu știu care a fost motivul, dar în orice caz eu mergeam peste tot unde era Ion Ratiu, da. Mă simțeam parte din echipă. Încă nu era aici, nu era încă mi se pare că organizată complet Ordinea Medalilor Oamenilor Liberi. Că a durat vreo 5-6 ani până ne-am dezvoltat să putem să o punem pe picioare. Că erau foarte mulți împotrivă. Da. Un personaj foarte important al vestului este Papa Ioan Paul al II-lea. Da. În 1982, chiar imediat după ce Papa Ioan Paul a fost ales suveran pontif, da. Știu că Ion Ratiu l-a vizitat la Roma. Avem și aici o imagine. Da. Dacă știți mai multe detalii, dacă puteți da mai multe detalii despre treaba asta, vă rog, domnul Sandu. Domnul Ratiu, ca religie, el era greco-catolic. Greco-catolic. Și pentru el, subordonarea era papa de la Roma. Pentru că ăsta era greco-catolicismul, de au trecut. Eu l-am întrebat, de ce e greco-catolic? Și nu-i nici, nu-i romano-catolic. A spus, noi când eram în Transilvania, pe timpul Habsburgilor, și când ungurii aveau o asuprire foarte aspră asupra românilor din Transilvania, nu avea nimeni cine să-i ajute și să-i sprijine. Pentru că ei, din punct de vedere ierarhic, ortodoxi, erau subordonați patriarhului de la Belgrad. Și ăla nu-i interesa niciodată să fie. Nimeni nu se interesa de ortodoxi din Transilvania. Pentru că în Imperiu erau mai mulți ortodoxi. Sârbiți ortodoxi. Da, corect, nu? Corect. Așa. Din regat. Da. Și asta a fost, au făcut-o, o parte din românii transilvaneni, au făcut-o pentru a putea să salveze românismul. De asta au făcut-o. De aia și au fost o lupta lor de secole în Transilvania. Și aici el s-a dus. Dacă vreți să arătați imaginea. Da. Ca un reprezentant al greco-catolicilor, el fiind greco-catolic, da. Așa, s-a dus să-l vadă pe papa și a fost primit. Pentru că papa era un mare anticomunist. El a ajutat la dobărârea comunismului. Da. O vrea cineva să spune sau nu, a ajutat foarte mult. A avut o influență extraordinară. Dar nu numai faptul că Ion Ratiu era greco-catolic ar fi fost un motiv de a fi primit de papă, ci mai ales, eu, dumneavoastră n-ați spus, dar am să spun eu, ci mai ales faptul că Ion Ratiu era liderul dizidenției din diasporă, era o personalitate politică cunoscută, avea rădăcini puternice în Transilvania și fiind o personalitate în relații cu atâtea alte personalități mondiale, bineînțeles că papa nu-l putea neglija. Nu. Și atunci așa se explică mai bine zis vizita. Avea o foarte bună relație cu, știi, ca să deviem două secunde numai, cu era un conte din partea polonezilor care aveau o influență foarte masivă prin toată lumea. Polonezii aveau organizații foarte puternice și la Londra, dar și în America și oriunde vrei, pentru că ei, după când comunistul, au emigrat foarte mulți. Doi vorbim de vreo milion de oameni au emigrat. Așa. Și ei aveau guverne în exil. Nimeni din țările este europene nu a avut. Acel guvern prin exil a trecut prin România, a fost îmbarcat pe un vapor de la Constanța, englezesc, și a fost dus în Anglia. Și avea un sediu mare, foarte aproape de reședința ambasadorului român de la Londra. Și știu că am fost de câteva ori în vizită acolo. Era contul, nu mai mi-aduc aminte, cu Corinski, cam așa ceva. Și ăștia aveau conexii, se cunoștea foarte bine. A demonstrat pentru când era papa, era arestat de către comuniști la Varșovia. Da, da, da. Aș vrea să ne mai spuneți
despre manifestările împotriva regimului comunist de la București din anii 70-80 care aveau loc la Londra și despre cum se înțelegeau românii ei între ei la Ronda. Știu că în discuțiile noastre din anii trecuți, noastră mi-a spus de multe ori că erau o mână de români și găseau un motiv de a se lua la harță, de a nu fi uniți. Care ar fi fost motivele? Era securitatea implicată acolo? Avea agenți? Și asta, dar nu, știi ce se întâmplă? Cred că este în geana noastră de români. Dacă eu nu pot să fac, tu nu trebuie să faci. Adică îmi mor și capra mea, dar moare și a ta. Adică problema este foarte, cum să spun eu, este dureroasă ca să vezi că la o demonstrație pe care eu le demonstrat după anii 84, când devenisem liderul liderul organizației de la Londra UMRL-ului, a Uniunii de Românilor Liberi, îți venea între 12 și 15 români și îți venea 30 de unguri și 30 de polonezi și 15 cehi și erau 150 în fața reședinței ambasadorului. Dar nimeni nu știa că ăia nu sunt români. Ei credeau că toți sunt români. Da, ei veneau pentru că ei credeau în aceeași cauză care credeam și noi. Anticomuniști și antisecuritate. Că ați spus de faptul că aveau divergențe. La un moment dat, știu că Ion Rațiu a făcut un decalog care l-a inclus în statutul Organizației Uniunea Mondială a Românilor Liberi. Iar dacă îmi permiteți... 10 porunci a făcut alea. Exact, cele 10 da. Porunci da. Sunt următoare, aș vrea să le citesc ca lumea să le cunoască. Prima, fii mândru că ești român, afirmă-te întotdeauna ca atare. Suntem un popor nobil, vechi. Civilizația are rădăcini adânci în pământurile țării noastre. 2. Afirmă-ți dragostea pentru patrie de câte ori ai ocazia. Nu pentru că ești șovin, deci atenție, nu pentru că ești șovin, ci pentru că dorești să servești pentru cei rămași acasă. 3. Apără drepturile poporului român în totalitatea lui. Nu regățieni, transilvăneni, basarabeni, bănățieni, timoceni, aromâni sau megleniți. Toți suntem români. Vedeți, Ion Rațiu, prin acest punct, practic dorea ca toți să fie unificarea de facto și teritorială, dar și în idee. 4. Ajută-ți compatrioții. Din puținul ce ai, dă tainul, nu precupeții. 5. Susține instituții românești din diaspora, oricât de modeste și imperfecte ar fi. Iarăși, revin la Ion Rațiu. Dumneavoastră știți, cred că cel mai bine dintre cei care au fost aproape de Ion Rațiu, câți bani a cheltuit Ion Rațiu cu aceste organizări, cu tot felul de alte manifestări. Și Ion Rațiu totuși avea multe afaceri. Da, eu am avut un mare privilegiu că am putut să fiu alături de dânsul prin a intra în organizația ACARDA și ulterior, sunt și eu unul dintre fondatorii a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, pentru că atunci, în 79, a luat gândirea asta, domnul Rațiu a fost la New York și s-a întâlnit cu un alt domn care n-a mai apucat să vadă organizația Brutus Coste, care a murit cu ceva luni înainte de a noi face ultimul congresul de a stabili organizația mondială. Ce s-a întâmplat? În momentul comuniștii spunea că exilul românesc, e o altă gogoașă sau așa ceva s-au exprimat. Banalizau acțiunile lui... Da. Încercau pe toate căile și prin oameni care aveau și prin diferite metode care plecau toate de la Viena, de la ambasada Vienei dintr-un subsol, cu mașini descris de alea cu litere mari care se vadă fără ochelari și le trimitea pe la tot exilul. Mii de scrisori mergeau. Că facem așa, că vin din Transilvania, că știi, aici era, deci, practic, era o dezinformare, o manipulare, tipic securist. Să te murdărească. Da. Că au făcut bani furați, că știi, de ei dacă așa erau obișnuiți hoți, ei toată lumea erau hoți. Rațiu nu se sperea foarte tare, cu toate că au avut foarte multe amenințări cu moartea. Foarte multe au avut. Numai nu-l găsea niciodată, asta era problema. Că de câte ori ai încercat, nu-l găseau. Ba era la New York, ba era la Franța, ba era plecat. Bineînțeles că își lua și dânsul măsuri de prevedere. Da. Nu umbla cu bodyguard, nu. Nu, în sensul că să nu se știe exact. Nici asta, el totuși nu credea. Cam am să vă spun, în 87,
din 88, când eu am fost, din 87 vreau să spun, 88, 80, în 88, la începutul 88, când am intrat o prima dată în Budapesta, a fost un ofițer, debagăm puțin numai câteva secunde, un capitan de securitate care a lucrat la Viena, a cerut azil politic în Germania. Și s-a predat autorităților din la München și a venit cu niște poze și n-a dat nume, dar a venit cu niște poze. Numele se știau, dar s-a putea să fi fost și ele. Erau niște agenți, câte două femei, au fost trimite trei echipe în Europa să-l găsească piratul, să-l anihileze. El era un domn da. Foarte bine și îi plăceau foarte mult persoanele femeline. Și acest om a venit și a spus, el este în pericol să fie asasinat. Am fost chemat la Scotland Yard, pentru că eram, el era prin America. Când a venit din America, noi am transmis treaba asta și l-a chemat și pe el la Scotland Yard, la Londra. Nu, ăștia încearcă de mult, nu. Și că sunt, noi cu autoritățile germane vă demonstrăm că situația e mult mai gravă decât credeți. El nu credea treaba asta, dar ori probabil nu-l deranja că ăștia încearcă treaba asta, că niciodată nu putea să facă scopul care ei l-aveau. Ori nu aveau suficienți oameni foarte buni, ori nu știu care, ori a fost el norocos, cred eu. Ceea ce spuneți dumneavoastră este, este surprinzător și este și consemnat într-un document care se numește British Romanian Relations During the Cold War, relațiile româno-britanice în timpul războiului rece, iar aici se spune, da, se spune că niște agenții feminini, niște femei trimise de așa este, exact, de Ceaușească, de Elena Ceaușescu, au fost trimise pentru a anihila pe Rațiu și via Germania Federală. Da, ele apăreau ca niște turiști prin Europa. Bineînțeles, da. Toată lumea știa da. Că... Erau nu niște, eu am acum pozele lor, că de ce m-a chemat la Scotland Yard? M-a chemat pentru că eu, ducându-mă la Budapesta, uneori intrau agenți prin filiera asta care pretindeau că rămân în Occident la Budapesta și după aia plecau mai departe și dacă n-am văzut cumva în mulțimea aia de români, persoanele astea, n-am văzut. Pentru că ea se dădeau deoparte unde erau grămezi de români ca să nu iese în evidență. Da. Și, dar să știi că prin toate ambasadele aveau oameni care încercau exilul românesc să-l stăpânească sau să-l înfricoșeze. De-aia foarte mulți români nu aveau curajul să vorbească sau să scrie împotriva fostului regim. Voi reveni acum la decalogul lui Ion Rațiu, că rămăsesem la punctul... La punctul 5, în care spunea, susține instituții românești din diaspora, oricât de modeste și imperfecte ar fi. Iar punctul 6 spune așa, nu critica niciodată, nici măcar prietenește, da, între ghilimele, pe românul care se străduiește să apere sau să promoveze cauza națională. Fă tu mai bine. Deci, Ion Rațiu era un pozitiv, un om care gândea pozitiv, care vroia să facă mai bine. Gândea în avans totdeauna foarte mult. Exact. 7. Nu aduce nicio critică, nici măcar constructivă, iarăși între ghilimele, semenelui tău care ruptă. Critica ta să se afirme prin faptă, făcând mai mult și mai bine decât face el. 8. Fii totdeauna conștient că gelozia, invidia și calomnia constituie ultimul refugiu al omului frustrat și slab, care nu are nici țară și nici opoziție în societate. Nu te lăsa prada acestor sentimente inferioare. Iar nici un lucru extraordinar de frumos. Da, da, da. Opune-te numai celor care guvernează la București, pentru că ei siluiesc voința poporului român. Opoziția față de eforturile altor patrioți români este irosire de energie. Iar ultimul punct 10 spune, fă ceva pozitiv pentru țara ta, pentru țara din care te tragi și pentru compatrioții tăi, oricât de modest sau neînsemnat
ar fi, dar fă în fiecare zi. Ei, toate astea practic se regăsesc în, în activitatea din 1940 a lui Ion Rațiu până în ultima zi a morții sale. Da. Avem aici pe masă cele patru volume pe care, care au fost date publicității de editura Corint, care sunt împărțite în patru perioade. Prima perioadă este 1940-1954 și îl prezintă începuturile unui exil îndelungat al lui Ion Rațiu. Al doilea volum este 1955-1962, Printre spioni și trădători de țară. Al treilea volum este Reorganizarea exilului, 1963-1968, iar ultimul a apărut chiar anul trecut, în 2020, reprezintă jurnalul lui Ion Rațiu, Anii Rezistenței, 1969-1973, din care, dacă îmi permiteți, domnule Sandu Popreznic, aș vrea să citesc un pic câteva fraze legat de organizarea exilului, și anume, Ion Rațiu spunea, pe data de 26 ianuarie 1973, trebuie să se treacă la acțiunea de organizare a exilului, dacă e posibil să se mențină continuitatea, dacă nu, să se facă ceva care să atragă loialitatea masei exilaților, să se obțină respectul lor. Astfel se va realiza polarizarea forțelor autentice patriotice românești. Tot dânsul spunea în continuare, din nefericire, sunt prea puțini români care să înțeleagă spiritul democratic, să se unească în numele scopurilor mari care sunt identice și să lase în umbră tot ce îi desparte. Fraza care zice, din nefericire, sunt prea puțini români care să înțeleagă spiritul democratic, este o frază destul de grea, pe care eu sincer vă spun că o văd trecând din... din anii 60-70 până în anii 90, în care românii care și-au câștigat libertatea n-au fost în stare să-l înțeleagă pe Ion Rațiu și să-i acorde lui demnitatea de președinte. Dar despre acest aspect o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Acum eu aș vrea să continuăm cu cu activitatea lui Ion Rațiu la posturile de radio BBC. El a fost un colaborator al BBC-ului, da, la Radio Europa Liberă și la Vocea Americii. Da. Ce ne puteți spune despre colaborarea lui cu posturile de radio străine? Am să încep cu foarte, foarte puțin, am să accentuez din fiecare. El a terminat prin 45 la Cambridge, a terminat universitatea, s-a căsătorit cu Elizabeth, nu-și găsea de lucru, că era prea calificat. Imediat după război, atunci era dificil de lucru. Da, era nevoie de forță brută de muncă. A lucrat undeva la o firmă care era transportatoare de decoruri de teatru și în 6 luni a dublat afacerea lui ăla. Și într-un an de zile a triplat-o. Și s-a îmbolnăvit TB, că lucrând într-un subsol și probabil era mucegai și asta. Așa. În fine. Da, în, el a făcut o formă de tuberculoză. Da. Ducându-se în Elveția să se trateze, acolo a scris o carte care se numea în engleză Moscow Challenge the Wall, Moscova sfidează lumea. Nu i-a publicat-o nimeni 40 de ani. N-a vrut. În primii 10-15 ani nimeni n-a vrut să o publice, nici în Franța, nicăieri, nici în America, pentru că era războiul rece. Începuse războiul rece, da. Și el a pus-o la... La setar. La setar. În fine. După 40 de ani era prietenul lui, Sir Bernard Brain, care tot din universitate se cunoștea cu el. Ăsta i-a spus, Iancule, tu trebuie să... Cartea aia trebuie să apară acum, înainte de a cădea regimul. Trebuie. Și a publicat-o. A publicat-o, cred că, în 87 sau 88. Noi facem după 40 de ani. Exact. Facem, da, o scurtă precizare, da, că, da, apelativul Iancule, da, era adresat lui Ion Rațiu, da, de către prieteni, da, în cercuri, da, restrânse. Da, da. De asta a spus dumneavoastră așa. Și în engleză îi spunea Iancu. Da. Îi spunea, îi plăceau lor cuvântul atât mai mult. Avea rezonanță. Da, da, da. Și nevasta îi spunea Iancule. Exact. Da. În fine. Elizabeth Pinklington. După ce a venit din Elveția, s-a tratat
a intrat și a lucrat 2 ani de zile la BBC, la secția română. Da, chiar avem o imagine care o să o dăm. Și el că l-a curtat foarte mult Europa Liberă, să se ducă, să conducă Europa Liberă. Pentru că el era un tip școlit, era un foarte bun gazetar, scria foarte bine și n-a putut, că în 52 el a început afaceri. A început afaceri. Până atunci n-a făcut afaceri deloc. A început afaceri. În fine, postul de Europa Liberă era subvenționat de americani. Da. Avea vreo 36 de secții. Toate țările astea care... erau sub regimul comunist. Sub regimul comunist, cum e caz. Aveau secții în limba respectivă. În limba respectivă. Toate țările astea, baltice, toți aveau exact și BBC-ul și Europa Liberă. Europa Liberă era puțin mai agresiv. BBC-ul era mai moderați, dar spuneau realitățile. Nu, ei nu se jucau. Da. Așa. În fine, venind la toată treaba aia când spunea că nu se poate... el a încercat toată viața lui să unifice exilul, că știa că în felul ăsta suntem o forță. Mulți nu acceptau deloc. Cine era într-un sentiment cu el era regele Mihai. Regele Mihai și el, cunoscând poporul român, a spus: eu sper să te ajute Dumnezeu să poți să faci. Numai că de câte ori erau întruniri și era invitat regele, erau... cred că aici nu erau legionare, aici erau serviciile secrete române care trimiteau scrisori de amenințare cu moartea. Da, serviciile secrete jucau pe picior mare, făceau cărțile foarte dure. Făcea diversitatea asta ca să românii să nu... noi ne întâlneam oricum. Dar nu putea să ia o șansă să vină regele mai să-l asasineze cineva. Știi? Și atunci, știu că pe la diferite petreceri, la Londra, vinea prințesa Margareta, consorul de ei, sau să știi, că majoritatea au studiat la Londra și au studiat la Glasgow și așa. Știu că Ion Rațiu a vorbit de multe ori la Radio Europa Liberă. În anii 80, atunci la Radio Europa Liberă lucra și Emil Hurezeanu. Da. I-am avut interviu cu el. Exact. 15 minute. Da. În acea emisiune s-a discutat chiar în 1988 de Ion Rațiu și Emil Hurezeanu despre scrisoarea deschisă adresată de doamna Doina Cornea regimului comunist de la București. Cum a ajuns scrisoarea respectivă de la Cluj la postul Radio Europa Liberă, care am impresia că era la Bonn, din câte... Nu, la München era. La München. Așa, la München era. A fost trimis printr-o persoană împachetat într-o păpușă, din câte știu eu, iar Doina Cornea... dacă îmi dați voie, am să fac o referire la... am să citesc câteva rânduri din scrisoarea ei, pentru că este un moment important. Știu multe despre treaba asta și eram de față când se vorbea la telefon. Exact. După ce am să citesc asta, vă rog, domnul Sandu, să ne spuneți dumneavoastră mai multe detalii. Spune în scrisoarea deschisă Doina Cornea: domnule președinte al Consiliului de Stat, așa se numea atunci, mă rog, ceea ce conducea Ceaușescu, nici nu mai știu că s-a așa de mulți ani, pe măsură ce abuzurile, represiune, corupția, nedreptățile și falsul și dezinformarea se întețesc de sus și până în jos, crește și îngrijorarea, jalea, nesiguranța populației. Deoarece atât prin politica dumneavoastră internă, cât și prin cea externă actuală, atât prin politica economică, cât și prin cea socială, expuneți la mari riscuri viitorul țării, securitatea ei, bunul ei renume internațional, dar și integritatea fizică, morală și spirituală a populației, îndrăznim să vă adresăm următoarea rugăminte care ar cuprinde de fapt o alternativă, două soluții posibile pentru evitarea unui dezastru iminent și ireparabil. 1.
fie să renunțați împreună cu nomenclatura care vă susține la conducerea țării, 2. Fie să procedați la introducerea unor reforme începând cu principiul pluralismului democratic, deci mai multe partide, practic, da. Ceea ce spunea Doina Cornea, da? N-am să citesc mai multe lucruri, dar Doina Cornea spune aici despre ceea ce făcea Ceaușescu și Ion Rațiu are multe luări de cuvânt la, și la BBC și la Vocea Americii și acolo, despre raderea, despre raderea de pe fața pământului a satelor românești. Am să merg pe două ochi. Eram, eu lucram undeva în centrul Londrei ca constructor. Și când mai aveam o oră... Vorbim de anii 80. Da, anii 80. 1980. Rațiu avea în plin centru, în Piccadilly Circus, avea birouri acolo, da, și era, da, steagul mare românesc la intrare. M-am dus la el și este interesant, când stăteam pe scaun și el lucra ceva și după aia am început să vorbim, a sunat telefonul și a spus, vă caută cineva de la Paris. Cine era? Era fata doamnei Cornă. Și a spus, domnul Rațiu, am și eu o fotocopie după scrisoarea care mama a prezentat-o, care a ajuns la Europa Liberă, și Rațiu avea o fotocopie, i-a dat-o aia de la Europa Liberă, și o să știu, el mai avea o scrisoare în plus care o a adus-o cineva, în care doamna Cornei cerea să el să facă foarte mare scandal pentru treaba asta și să încerce să o scoată ca un dezident, în sensul un anticomunist, în incinta țării. El a spus, mi-e foarte greu să o fac, pentru că ea este o femeie, este profesor universitar, este o femeie firavă și comuniștii ăștia au fi foarte duri cu ea. Ce nu? Este opțiunea ei. A spus fica lui. Eu auzeam, eram, da, acolo, da, de față. Da. Ci că este opțiunea ei. Deci, practic, asta înseamnă, da, că Doina Cornea se expunea un, da, risc foarte mare, da, foarte atunci. Mare. Ce a făcut? El a organizat cu unul din buni jurnaliști englezi care se cunoștea el, care era de la ITN. Da, postul de televiziune ITN. Da, da. Și l-a trimis în România cum? L-a trimis la Belgrad și de acolo a venit cu o mașină că vine să viziteze și România. Bandiții de români, când au ajuns la București, l-au expulzat. De fapt, nu. El vrea să ajungă în Transilvania, a intrat prin Belgrad și a făcut niște ocolușuri ca să nu se prindă, să pară că e un excursionist. Dar cred că l-au cunoscut din serviciile secrete că el e jurnalist englez. Și a fost expulzat. Dar atunci nu s-a lăsat mai prejos. Pentru că Rațiu deja a dat drumul la BBC și la Europa Liberă cu voința doamnei Corne să se audă ce se întâmplă în România. Și că ea a făcut scrisoarea asta deschisă. A vorbit cu ambasadorul Marii Britanii de la București și ăla s-a dus la Cluj, pe strada respectivă, și l-a așteptat niște securiști și l-a bătut. Pe ambasadorul Marii Britanii l-a bătut. Da. Atunci ai știut că ești un scandal mare. Diplomatic. Și diplomatic, da, da, da. Nu că a fost o incidență, o crezut că e altcineva. De unde e altcineva? Ei s-a dus țintit, era clar treaba. A venit cu mașină cu număr de corp diplomatic, deci n-avea cum să fie confuzit. Dar ei erau niște parșivi și niște oameni care n-aveau scrupuli. Și știu că a ieșit foarte mare scandal. Treaba n-a fost lăsată așa ușor. Pentru că noi am început să facem demonstrații în fața ambasadei. Eu am avut până în 93, când am îndut casa de la Londra, am avut pancarde cu ea, așa, care făceam demonstrații, cu preotul Calciu Dumitreasa, tot domnul Rațiu, da, a insistat și l-a scos și prima dată a ajuns în Anglia, apoi a plecat în, da, America. Da, da. Și de asta știu toate treburile astea. Domnul Rațiu a vorbit la telefon, n-am fost de față, dar mi-a spus, fiica i-a spus, te rog, sună pe telefonul ăsta, dar știu că o să asculte securitatea și o să aibă probleme. Nu mai interesează, mama vrea neapărat să... Și a vorbit cu ea și a spus, n-a spus cine este și i-a spus, dumneavoastră, știți în ce probleme intrați. Dacă nu am nicio problemă în treaba asta. Ori să face în țara asta o reformă, ori nu mai contează. Nu mai pot să suport. Vă rog, atunci de-abia, când i-a auzit ei vocea și asta, de-abia atunci a început să vorbească la BBC și despre situația ei și la Europa Liberă.
Actualitatea românească. La microfon Emil Hurezeanu. Vom transmite astăzi două mesaje semnate Doina Cornea, care ne-au parvenit în cursul acestei zile. Primul dintre ele se intitulează Scrisoare deschisă adresată unei prietene prin Radio Europa Liberă, deoarece pentru mine poșta nu funcționează. Al doilea mesaj se intitulează În legătură cu declarația comună redactată în 16 iunie la Budapesta. Textul mesajului Doinei Cornea va fi citit de Ioana Crișan. Totuși, aș stărui puțin mai mult asupra unui anumit moment istoric. Aceasta nici de cum pentru a face reproșuri, ci pentru simplul fapt că el are oarecum legătură cu devenirea noastră comună de acum. Va cădea în sarcina istoriografiei de a cumpăni dacă minoritatea maghiară, privind chiar din unghiul propriilor ei interese, nu a greșit cumva în anii următori războiului, precum și în anii 50, alăturându-se, împreună cu alte minorități, excepțiile au fost prea puține, celor ce ne-au cotropit țara, punându-se în slujba armatelor ocupante și a profitorilor, a netrebnicilor apăruți peste noapte în societatea românească, sau chiar a visătorilor inocenți și naivi, împiedicați să vadă realitatea din cauza propriilor lor vise, îngroșând astfel rândurile celor ce încercau să instaureze dictatura proletariatului. Pentru cei care nu știu, pentru bucușenii noștri care nu știu și sunt convins că majoritatea nu știu, domnul Sandu Poberezi în anii 80, spre 86-87, când ați fost la Budapesta. 88-89. Da, așa? Da, era o da? Foarte mare masă de emigranți români care se duceau în excursie la Budapesta sau treceau granița clandestin. Dumneavoastră i-ați ajutat, sprijinit de Ratiu, să-i aduceți în vest. Da, majoritatea. Spuneți-ne de majoritatea asta. Ajungeau la Budapesta. Unii au sfârșit morți pe fâșii. Alții au fost bătuți crunți și dați înapoi și luat pușcării. 3 ani, 5 ani pentru trecerii frauduloase de graniță. Dar o mare majoritate erau la Budapesta. S-a perpetuat că ungurii îi tolerau pe ăștia, că ei spuneau că sunt anti-Ceaușescu, nu anti-comunism. Și ei erau comuniști. Comunismul lor era foarte moale, slab, da. Foarte moale. Pentru că eu l-am văzut pe Cadar, într-un parc, în 88, cred că prin mai sau iunie. Ianoș Cadar era fostul președinte al... Președinte, era primul secretar al partidului. Nu era ca la noi, ocupa 40 de funcții Ceaușescu. El era primul secretar al Partidului Comunist, așa, și de Ungaria, era prim-ministru și era așa. În fine, ți-am spus, treaba era lejeră, erau oameni privați, erau fermi private, aveai voie să angajezi până la 20 de persoane, era altă țară. Nu? Și acești români care din ei, o bună parte, un 20% erau maghiari, dar nu vreau să stau în Ungaria. De ce a fugit de comunist să stau în Ungaria? Ei vrea să plece mai departe. Era granițele alea foarte dure și la unguri, în granițe cu Austria. Și atunci, după niște intervenții de mele, prima dată când m-am dus acolo, am cerut viză și am mers cu pasaport britanic și am mers cu un fost ofițer britanic care era căsătorit cu o româncă. El a avut singurul curaj care să meargă cu mine. În rest, niciun român nu a avut curajul. Ne-am dus cu o mașină, cu bunuri, s-au născut copii la Budapesta, am botezat la Budapesta copii, am botezat la Viena copii de români. Da, care erau spre calea exilului. Ajutorul cel mai mare care a fost, nu ce le duceam noi acolo sau am ajutat, s-a creat o organizație Românul Liber care a avut o bună organizare, a fost făcută de Cornel Roșca, îl chema, un tip care este craiovean, dar el trăia cu soția lui la Timișoara, erau inginerii, așa. El era un om de artă, făcea tot felul de tablouri de astea privat, rame de tablouri de alea scumpe, sculptate și astea. Era o pasiune a lui. În fine, ei au organizat o perioadă să întruneau la Petofi Sandor, era un pod peste Dunăre, care acolo lângă podul ăla se întâlneau românii.
Bine, erau filmați din mai multe poli, dar îi apărau securitatea ungară, ca să nu fie atacați de securitatea românească. Și după prima vizită care am mers acolo și am văzut de ce este, am vorbit cu domnul Rață și după aia am făcut o scrisoare către ambasadorul de la Londra. Și după vreo două săptămâni, ambasadorul mi-a răspuns că pot să-mi aranjez o întrevedere cu un secretar de la Ministerul de Interne, care se ocupa cu exilații. Era specializat în treaba asta. Ministerul de Interne al Ungariei, vorbiți. Da, al Ungariei, da. Da. Și am zburat, imediat cum mi-a dat permisiunea asta, am zburat acolo. M-am dus încă cu o persoană care era lider la Budapesta, se numea Românul Liber, organizația asta de la Budapesta, și noi am subvenționat, dădeam bani să aibă închiriat un apartament unde se poate să aibă un fotocopier, un fax, cu dacă acolo telefoanele se putea da fără, nu erau controlate, da, de către guvern. Nu era ca la noi. Nu, era liber. Puteai să de la o cabină telefonică de pe stradă, puteai să suni în Austria, în America, unde vrei. La noi nu era așa. Nu era, la noi nici acum. Era tot sub control și respirația. Da, da. Și, în fine, m-am dus și am avut o discuție 2 ore cu acest secretar de stat de la Ministerul de Interne. Era al doilea după, vorbea germană, fluent, nu vorbea engleză. Avea un ungur care vorbea o engleză superbă. Cred că a fost crescut la Londra, că îmi dădeam seama după cum vorbea engleză. Că ei erau foarte deștepți. Toți copiii de diplomați îi băga la școlile bune aia engleză și ăștia erau viitorii diplomați. Și Rația a spus, nu, trebuie, a mai durat puțin și a zis, nu, trebuie să găsesc o cale. Și ce îmi spune mie autoritățile ungare prin tipul ăsta? Păi și vedeți că românii voștri fură aici. Normal că m-a iritat, dar problema este, eu n-am venit acolo să mă duc mai la bătaie cu oameni. Am venit să discut, cum spune, suficient de civilizat și diplomatic. Și am spus, sunt convins că au furat. Dar de ce credeți? Oameni care... De nevoie. N-aveau hrană, probabil. Da, n-aveau hrană, n-aveau unde dormi. N-aveau haine. N-aveau nimica. Zic, dumneavoastră, dacă ați fi în situația asta, cum ați trăi? Decența nu mai contează. Când stomacul îți accelerează și când n-ai unde dormi prin casa scărilor, unde îi lăsa lumea să doarmă la blocuri, pe la asta. Și aici a intervenit domnul Rațiu, care prin conexiile lui care le avea în America, s-a dus, a intervenit și atunci... Pe linia din America a diplomaților unguri, vreți să spuneți, dacă ungurii care erau în exil plecați în America aveau reprezentare bună, făceau un lobby bun în Parlamentul American. Ca românii. Da. Ei totdeauna au fost și la Londra și peste tot. Au avut oameni influenți care s-au dus la sus, pe cele mai înalte trepte. Și acolo a intervenit, până în Senatul American, unde Senatul American a vorbit prin oamenii lor, prin diplomație, și a spus, trebuie să faceți ceva, le-a spus la unguri. Și atunci, bineînțeles că i-a ajutat financiar, nu apare nimic care scris, dar nu o făcea ungurii până nu apărea, ori au tras niște foloase din treaba asta. Și atunci ungurii au luat o hotărâre, prin toamna lui 88, cred că prin septembrie, octombrie, dar cred că prin septembrie, a pus la dispoziție, erau case de sănătate pentru sindicat, ca niște mici hotele, cam de gradul 1-2, știi, nu erau foarte, dar am fost în vreo 3-4 din ele. Erau niște tabere pentru pionieri sau copii, cum era la noi, așa, i-a cazat și a început să-i cazeze pe români, plus le dădea un prânz. Îi caza acolo și un prânz. Ei, treaba s-a schimbat. Masiv. Dar după aia, ca să mergem la o chestie care nu vă veni să credeți, cine ne-a ajutat pe noi la Budapesta, când mergeam, era opoziția maghiară. Și era unul Tamaș, care era liderul unui partid, care în 90 a ieșit al treilea după partid, era Fidesu, care este și acum Victor Orban, care l-am cunoscut personal, ne-am întâlnit de mai multe ori, care prin oamenii lui ne-a ajutat, descoteam pe români afară la granițe, pentru că ei aveau tineret care țineau cu ei peste tot în Ungaria. Și la granița spre Austria aveau ofițeri în graniță care ne ajuta și scoteam românii afară foarte ușor.
îi urca într-o mașină austrieci și îi spunea, vă rog, duceți-i până la primăria care are niște prieteni. Le-a rămas mașina în pană aici. Vechiul truc, da, ca să poată trece dincolo din granița ungară-austriacă. Pentru că el când trecea cu mașina austriacă, nu-l oprea nimeni, austriecii nu-l oprea. Da, da. Și el ajungea la primii 10-15 km și acolo își lua... Și atunci românii trecând în Austria... Opoziția maghiară ne-a ajutat foarte mult. Și cine ne-a ajutat foarte mult cu relații mari la Budapesta? Era un ungur evreu, care era mare scriitor, care a fost expulzat și el și Tamaș ăstea în 85. A fost expulzat de Ceaușescu, că a scris împotriva lui Ceaușescu. A scris în reviste care s-au vândut 5-6 mii la Cluj. Se numea Contrapunct sau cam așa ceva. Era o revistă foarte dură a maghiarilor și spunea, a, la că ăștia sunt unguri. Vorbeau mai bine românește ca românii. Da, da, practic ungurii din Transilvania și vreau același lucru care voiau și românii. Păi de asta ei nu vreau să rămână la Budapest sau să rămână în Ungaria, că le dădea imediat cetățenia și dădea un apartament la bloc și nu, noi mergem mai departe. Și foarte mulți au plecat, prin diferite conexii. Și era foarte greu, dar aici a avut un rol foarte important domnul Rațiu și a aranjat ca în câteva luni de zile autoritățile maghiare a schimbat total felul de a se comporta cu ei și i-a acomodat în hostelele astea care aparțineau sindicatelor și tablelor de pioneri. Un lucru care nu poate fi trecut sub uitare, care nu poate fi neglijat, este înființarea Uniunii Mondiale a Românilor Libere. Dumneavoastră ați fost unul din fondatorii alături de Ion Rațiu acestei organizații a dizidenților din exil și vă rog să ne dați mai multe detalii pentru că această organizare a cuprins practic sau a dorit să unească toți românii de pe toate continentele într-o forță dizidentă puternică împotriva regimului comunist din anii 80 de la București. Da. Domnul Rațiu a avut gândirea asta de pe anii 60. Dar era foarte greu că erau oameni de la al doilea război mondial care erau prin diferite țări ale lumii, unde era domnul Rațiu se întâlnea cu ei, erau în Anglia, așa. Erau fiecare își mai făcea câte o organizație de astea, care erau două, trei persoane, cum erau la Paris, erau trei organizații. Era Ioana Brăteanu, care făcea parte din familia Brătene, era fica care a fost omorât de câte comuni. Și mai era o organizație care era liderul PNL-ului, care a apărut imediat după 90, care dădea impresie că el a condus soldier românesc, dar erau toată organizația lor era 5-5. Era mai mult funcție de conducere decât știi soldați. Și prima discuție a început în 78, în tributul Coste, de fapt mai de mult începeți, de prin 75 discuțiile între ei, cum să organizeze, cum ăsta era la New York, domnul Brutus Coste. Și după aia, în 79, a fost o întrunire la Londra. Mi-aduc aminte, undeva într-o locație, se numea Holloway, o stradă importantă în Londra, unde era o clădire, unde era un sediu 300-400 de persoane care putea. Și au venit și de prin Europa, mai modești atunci. Dar atunci s-a început să se pună bazele. Foarte greu a fost. Că toți trăgeau în alte, nimeni nu vrea. În statut scria clar, poți să aderezi la organizația, prima dată s-a numit Uniunea Românilor Liberi. De ce a venit mondiala? Mă să explic pe parcurs. Automat puteai așa, dacă erai parte dintr-o organizație din lume, puteai să aderi ca membru și aveai 10 voturi. Foarte, foarte legal și foarte principial, cum se spune, democratic. Democratic. Da. Și în 83 ne-am întâlnit la Paris. Ne-a pus la dispoziție o sală, Biserica Greco-Catolică Românească de la Paris. O sală de 300 și ceva de persoane. Așa. Toată treaba aia acolo, și sala, și clădirea, și tot, au fost făcute numai din donații
de la români și români greco-catolici în general. După două zile de discuții aprinse, eu m-am dus de vineri acolo și după discuții aprinse, nu se putea ajunge la nicio concluzie. Nu se putea ajunge la nicio concluzie, pentru că românii sunt... Practic, membrii erau aveau opinii divergente. Toți se vedea lideri. Domnul Rațiu organizație, domnul Rațiu subvenționație, toate costurile și tot. Nu, uite, e exact ca la noi, uite ce se întâmplă la noi când se lucrează în echipe. Și Rațiu nu putea spune nimica, că după aia spunea că se atrage de partea lui, nu mai vrea el. Și atunci s-a sculat un domn care a venit din America, a venit inclusiv din Australia, era o doamnă, o fostă cântăreață de operă, care la fiecare ședință, anual sau de două ori pe an, venea din Australia la ședință la Paris. Când era ne la o româncă Rață. Înfocată. Da, vai de mine, și era o bună vorbitoare. Și așa. Aveam un bun amic în Ohio, în America, unul Jimmy Crăciun, care era, venea dintr-o familie, bunicul lui a făcut prima biserică ortodoxă din Ohio. Probabil că provenea dintr-o familie de emigranți în America. Da, român, el era născut acolo și el și fratele lui. Și ce se interesa, mama lui era catolică, taică-s-o sunu, trebuie să fii ortodox, că tu ești băiat. Da. I-au spus, da. Și ea era italiancă, mama lui. El vorbea foarte bine italiană, mai prost românește, numai când mă duceam la biserică și dansam și mai spuneam poezie acolo, mai învățam românește. În fine, ca să revin la toată treaba asta. În 83 a fost prima și atunci s-a dat girul. Omul ăsta care avea 83-84, domnule, că noi am cădorit toată lumea asta. Am venit cu avionul 12 ore și dumneavoastră vă cramponați aici. Noi ne luptăm între noi sau ne luptăm cu aia de la București? Ăla el le-a tăiat tot scurt la toți. Și atunci a ieșit din sală Ioana Brăteanu cu 16 inși, care nu au fost de acord. Înțelegi? Ce motiv avea să nu fie de acord? Ea vrea să fie șefă. Dar nu avea ce susținere, nu, practic. Dar trebuia să o aleagă lumea, că Rațiu a spus, dacă lumea alege pe aceea, eu am venit aici și dacă nu o să fiu ales în nicio funcție, nu mă supăr. A spus de față cu toată lumea. Da, eu Rațiu practic își dorea coeziunea românilor. Exact. El nu lupta pentru funcții. Nu, nu. Da. Dar lumea vedea ținta spre el, pentru că el era un om care, el a pus o labă, el a pus bazele, el a pus... Și ne-a mai ajutat la Paris un domn, cred că am mai discutat noi în trecut de el, Doron Vacovici, un scriitor, un dezident care a făcut pușcărie politic, care a plecat din România și era un om de baza nostru acolo și acolo el era președintele organizației de la Paris. Așa. Aveam doi, unul acum e la PNCCD și încă unul era Ion nu mai aduc aminte, Herlea, da, Herlea, Ion Herlea. Erau niște personalități la care toți au venit lângă noi. Și atunci s-a pus bază. Și în momentul ăla s-a declanșat și a spus, într-un an de zile trebuie să facem congres. Și congresul a fost aranjat să fie într-o seară neutră. Și ne-am dus în Elveția. Da. Și în Elveția un profesor universitar român a aranjat și la universitate la el ne-a dat o sală de vreo 600 de locuri, ne-a dat-o gratis. Da, ca să puteți face întâlnirea. Da. Și au venit, cred că nu exagerez, dar cred că erau vreo 350 de oameni. Au venit din toată lumea. Și atunci s-au ales, prima dată, s-au ales 11 persoane și domnul Rațiu a avut... Președintele. Cred că 90 ceva din la 100 din aia a avut votul el să fie președinte. A fost totul, cum să spun eu, civilizat și totul democratic. N-a fost fără incidente, trebuia să vină regele Mihai să onoreze treaba asta, a venit niște preoți români și a făcut o slujbă. Erau agenți secreți acolo, cred că vreo 20, în jur și printre noi. Agenți secreți, spuneți, din România? Nu. Nu? Sau din Elveția? Ca să protejeze. Și erau și militari. Da. Dar ce este interesant? Când am ieșit în prima pauză, cine crezi că erau în fața universității? Era o mașină de la ambasada română, Dacia, cu un număr diplomatic. Ni spiona. Ce să spione? M-am dus și am bătut în geam și nu vreau să vorbească cu mine. Dar ce este chiar de râsul curce, a venit ambasadorul român la decan și i-a impus așa.
Și ăla l-a dat afară. O să te rog să închizi, s-o armată s-o exprimat rău de tot, hoți, bandiți, ăștia sunt români, ăștia care se unesc aici. Și a zis, noi am cercetat pe toți. Sunt niște oameni decenți care vor democrație. Te rog să ieși afară de la mine. Nu vii dumneata la mine în casă să-mi dai ordine. Și l-au dat afară pe ambasador. Așa. Și a ieșit scandal în ziare, că l-au vorbit în ziare. Da, normal. Normal, tu vii tu să-mi faci regulă la mine în casă. El a pus la dispoziție universitatea două zile pe gratis, că sâmbătă și duminică ei n-aveau cursuri. Da. Și mi-a pus pe gratis treaba asta. Și atunci s-a stabilit solid. Ei, din momentul ăla a început să intre foarte mult în organizația noastră. Am avut din Chile, din Brazilia, organizații de acolo care a intrat cu noi. Și am avut din Canada, de peste tot. Să facem o precizare, da, că organizația Uniunea Mondială a Românilor Liberi cuprindea toate comunitățile de români din toate țările. Dar nu în 84. În 84 s-a numit Uniunea Românilor Liberi. În momentul când a aderat din atâtea părți ale lume, automat la congresul din 87, care a fost la Paris, unde am fost și eu ales ca membru în 2011, automat și-a schimbat. Nu a fost au venit oameni din sală, să domnule, dacă noi suntem din toată lumea, hai să spunem Uniunea Mondială a Românilor Liberi. Și atunci s-a schimbat în statut numai asta, prin vot s-a schimbat. Și totul era democratic, pentru că noi veneam dintr-o țară ca Anglia, care totul era, știi, pus ca la carte, și Rațiu acum a învățat ce înseamnă democrația. Și așa a început să... Și mi-aduc aminte că ultima dată când ne-am întâlnit, că la fiecare 3 luni ne întâlneam, era mai ușor pentru toată lumea să ne întâlnim la Paris, în apartamentul domnului Rațiu, care era foarte aproape de Champs-Élysées, în toată zona aia acolo. Zona turnului Eiffel. Da, unde turnul Eiffel, foarte aproape era acolo. Și mergeai pe jos de la el de acasă până acolo. Și vineau din Germania, vineau din Italia, vineau din Belgia, erau unii chiar moldoveni din Republica Moldova, în Belgia, care locuiau. Vineam noi din Anglia, vinea din Canada. Dom'le, erau măcar o dată pe an, îți vinea din toată lumea. E extrem de interesant, oameni foarte interesați de cauza românească. Și atunci știu că eu am venit cu o idee în care am spus, domnule, am spus la toată lumea, eu cred că ar trebui să anunțăm autoritățile române, nu pe Ceaușescu. Hai să facem o scrisoare deschisă către primii secretari de județe, către șeful securității și șeful miliției. Și asta urma să facă, asta noi vorbim, în decembrie când ne-am întâlnit. În decembrie 89? Da. Ultima dată când ne-am întâlnit. Eu eram la... Dar deja Ceaușescu era pe ducă. Nu era. O declanșat, duminică dimineața am auzit că au fost ceva mișcări, dar nu se putea, tamne, că nu era nimeni băgat acolo să transmite exact ce trebuie. Și de-abia luni dimineață, că eu am ajuns duminică seara acasă, am fost sâmbătă acolo, am rămas peste noapte la un prieten, el mă ruga să rămân la el peste noapte, duminică am auzit noi ceva la televizor, dar nu era nimica clar. Pentru că nu aveau informație și ei nu pot să dea informația, iurea, până nu... Neverificate, dar știrile veneau contradictoriu. Am ajuns duminică seara acasă, am zburat cu avionul, mă duc acasă, dimineața la 6, mă sun un post de televiziune, ITN-ul. Mă cunoștea, că mai am luat vreo 2 interviuri înainte. Și a spus, scuzați că v-am deranjat la ora asta. Eu, bine, la 7 trebuia să mă duc, că aveam ceva afaceri. Și... I-am spus, nicio problemă. Care e problema? Și tu mi-am auzit că sunt ceva manifestații. Avem informații de la Budapesta. Avem cineva care a intrat la Timișoara și a făcut niște fotografii cu un polițist, un milițian bate oameni pe iarbă sau nu știu pe dragă. Și... Dar nu prea avem idei. Și au venit ei cu niște blocuri. Dar pune-le pe astea, că toate sunt la fel în România. Blocurile sunt toate la fel, toate sunt gri, toate... Și așa a început și zile întregi și imediat
Când am auzit ce s-a întâmplat la Timișoara, după aia ați bucurit, că așteptam, zic, mă, dacă București bufnește, înseamnă că s-a spart bubuiul. Da. Și asta a fost. Iată că am ajuns la momentul Revoluției din decembrie 89. Dar, despre da. Chestia asta vom da. Vorbi în partea a doua a emisiunii, adică mâine seară. Dar ca să nu uitam, să fiu foarte, foarte scurt. În toți anii ăștia care am fost, cum făceam, cum credeți că ajungea la toate guvernele din lume unde aveam noi organizații? Noi organizam o demonstrație, să spunem, pentru doamna Corne sau pentru un dezident care era în România. Pentru oameni care și-au dat foc pe pârtile de la Brașov, dacă ți-aduce da, minte. Da, da, așa. Eu l-am văzut pe domnul Raț atunci alb la față. Când cineva l-a sunat, nu știu, un scoțian l-a sunat și a spus, am văzut un om care era în flăcără română. Da, da, eram, și nu știam, am crezut că i-a murit cineva, s-a înălbit la față. Da. Și noi făceam tot felul de demersuri. Domnul Raț făcea peste tot, la americani, peste tot. Dar toate organizațiile astea noastre făceau demonstrații și cu aceleași lozinci. Nu maltratați pe doamna Corne, nu faceți aia. Nu, știi, toate chestiile astea erau sincronizate de la Londra și de la Paris. Că secretariatul nostru era la Paris, că era da. Doru Novakovici, care era foarte bun în treaba asta de organizare. Și în felul ăsta s-auzea vocea românilor. Că în prima fază Ceaușescu a spus, organizația asta moare înainte de a interveni noi. Numai că el a fost surprins de faptul că organizația, în loc să crape așa cum și-ar fi dorit, ea s-a întărit mai tare. S-a întărit mai tare. Cu cât ne-am menționat, cu cât ne crea probleme, cu cât noi ne-am dus mult mai departe. Și în felul ăsta, noi am avut ocazia să organizăm și pe aia de la Budapesta și așa a început lupta. Așa a început lupta dur de tot, dar foarte greu. Da. Cu puțin români care erau activi. Iată că am ajuns și la momentul decembrie 1989, un moment pe care îl vom evoca mâine seară. Deocamdată, pentru această primă parte, eu vă mulțumesc, domnule Bobereznic, pentru evocările. Și invitat și sunt încântat să avem onoarea să fim noi invitații dumneavoastră la dumneavoastră acasă. Cum spuneam, mâine seară vom dezbate toate evenimentele de după 1989, decembrie 89, la care Ion Rațiu a luat parte, mai ales cele din România, pentru că regimul s-a schimbat în 89, sau credem noi că s-a schimbat. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Vă mulțumesc și eu și sper să fie de bun augur.